Cristiana Răduț este singurul elev din Olt care a obținut media 10 la evaluarea națională. Performanța ei este cu atât mai mare cu cât ea a învățat la școala gimnazială din Tia Mare. În perioada de pregătire de dinainte a fost destul de greu să citesc multe lecturi suplimentare și la matematică făcând în fiecare zi teste și probleme mai multe ore pe zi. A fost bine. Te așteptai? La matematică. La română eram puțin nesigură pe exprimare. Prietena Cristinei a fost la un pas să-i repete performanța. A făcut-o la limba română, unde lucrarea ei a fost una dintre cele 6 notate cu 10. O mică greșeală la matematică a făcut ca tânăra să se claseze doar pe locul 4 la nivel județean cu 9,90. Am citit foarte mult la română și la matematică lucram în fiecare oră la școală. Crezi că e mai greu să obții o astfel de performanță atunci când înveți la o școală din mediul rural sau... Nu. Dacă profesorii și elevul se implică în educație, poți face orice. Din fericire, am avut privilegiu să le fiu dascăl acestor copii minunați. A fost un colectiv de elevi cum orice cadru didactic ar visa să-l conducă. Unul dintre acele momente când te simți mândru cu ceea ce faci. Jumătate din copii au luat medii peste 8, ceea ce este extraordinar și pe lângă cele două fetițe cu note deosebite, au mai fost încă două medii de peste 9, o medie de 9,50. Promovabilitatea în Olt la evaluarea națională a fost cu 4% mai mare față de anul trecut. Chiar dacă județul Teleorman se clasează pe ultimul loc la nivel național în ceea ce privește promovabilitatea la evaluarea națională, numai puțin de 7 elevi din județ au reușit să obțină media 10 la examen. În comparație cu modelele pe care le-au oferit, Ministerul a dat subiecte oarecum ușoare la limba română, iar la matematică, mie mi s-au părut accesibile, dar nu mă aștept ca toată lumea să aibă aceeași opinie. Mi-au plăcut oarecum mai mult subiectele la matematică. Cred că totul a început din clasa 7-a, cu profesorii care au vrut încă de pe vremea aceea să fim gata, să știm ce ne așteaptă în clasa 8-a. Și acum, pe final, doar a fost așa doar de antrenament, doar ca să ne intrăm în ritm și să fim pregătiți. Cei doi copii, împreună cu ceilalți 5 colegi de-ai lor care au reușit să obțină media 10, sunt un motiv de mândrie pentru Teleorman în condițiile în care județul s-a aflat pe ultimul loc la nivel național în ceea ce privește promovabilitatea la evaluarea națională.